Avem următorul circuit ramificat, adică o rețea electrică, și trebuie să determinăm intensitățile curenților electrici care traversează această rețea electrică. Vom începe prin a determina elementele unei rețele electrice și să le scriem și pe schemă. Care sunt nodurile, laturi și ochiuri de rețea? Vom începe cu nodurile. Avem nod în acest punct unde se intersectează 1, 2, 3 conductoare, și mai avem nod de rețea și în acest punct. 1, 2, 3. Deci trebuie să se intersecteze minim 3 conductoare ca să avem un nod de rețea. Și le notăm cu litere mari, A, respectiv B. Și scriem noduri. și B. După ce am determinat nodurile, să notăm și laturile. Latura este porțiunea de circuit cuprinsă între două noduri și prin care trece același curent. Și avem, prin urmare, de la A la B, prin partea stângă, prin sursa E1 și rezistorul R1. Să o notăm A, E1, B. După ce am notat-o, stabilim ce curent să treacă prin această latură, I1. Mai avem latura din mijloc care trece prin R3 și R4. Deci, nu stăm să notăm toate elementele de pe latura respectivă. Este suficient să notăm A, R3 și se vede că am luat-o pe aici prin mijloc. A, R3, B. Să avem curentul I3, că este aici R3. Nu contează ce număr îi punem. Și mai avem latura A, E2, R2B. La fel, notăm numai pe E2, B și să treacă curentul I2. După ce am stabilit curenții de pe fiecare latură, mergem pe rețea și le alegem un sens de parcurs. Curentul I1 de pe această latură vreau să intre în nodul A, adică îi punem vârful îndreptat spre nod. Curentul I2 de pe această latură, la fel, vreau să intre. Am uitat să notez aici I1 și aici I2. Deci avem până acum doi care intră în nodul A. Obligatoriu, al treilea trebuie să iasă. Și îl notăm și pe acesta I3. Urmează ochiurile. Ochiuri. Porțiuni de circuit închise, deci cu contur închis, care trec o singură dată prin cele două noduri. Deci avem ca ochi de rețea, ochi simplu A, E1, B, R4A. A, E1, B, R4A. Deci, ca să am un ochi, dacă am plecat din A, trebuie să ajung tot în A pentru a avea un contur închis, un poligon închis. Și mai avem un ochi simplu A, E2, B. R4A. La fel, pornim din A, ajungem în A. Mai avem și ochiul mare, compus din cele două ochiuri mici, dar acestea nu ne interesează. Deci, numai cele simple, fundamentale. Fiecărui ochi îi alegem arbitrar, adică cum dorim, un sens de parcurs. Acestui ochi o să aleg sensul orar. Iar acestuia, antiorar. Am terminat cu elementele rețelei. Apoi, aplicăm teorema întâi a lui Kirchhoff, ne spune că suma curenților care intră într-un nod este egală cu suma curenților care ies din nodul respectiv. Pentru N noduri se scriu N-1 ecuații. Deci, noi avem două noduri, 2 minus 1, vom scrie o singură ecuație cu teorema întâi a lui Kirchhoff. Și anume, Curenții care intră, i1 plus i2, egal cu singurul curent care iese, i3. Trecem la Teorema a doua a lui Kirchhoff, care ne spune că suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi simplu de rețea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune de pe fiecare latură a ochiului respectiv. Prin urmare, ca să scriem partea stângă a ecuației, vom merge pe conturul ochiului și căutăm numai sursele. Am dat de prima sursă, E1. Mă uit la sensul curentului prin această sursă, care aici este în sus, și mă uit la cerculeț, sensul ales de noi de parcurs al ochiului respectiv. Și vedem că este la fel. Dacă coincide, vom lua pe E1 cu plus, care nu-l mai trece. Continuăm și mergem pe conturul ochiului să căutăm surse. Iată, n-am mai găsit nicio sursă, o singură sursă. Dacă nu găsim nicio sursă, se pune în partea stângă 0. Noi punem acum egal. Trecem la partea dreaptă a acestei ecuații. Și începem cu curentul I1 de pe latura aceasta. Mă uit la fel la sensul lui și îl compar cu sensul ochiului. Observăm că este la fel. Deci, I1 îl luăm cu plus, care la fel nu-l mai trece. Vedem prin ce rezistor trece I1. Trece prin rezistorul R1, care de fapt este rezistența internă a sursei și prin rezistorul R1, deci deschidem paranteză și adunăm R1 plus R mic 1. Mai avem, am terminat cu această latura ochiului și mai avem și latura aceasta a ochiului din stânga prin care trece curentul I3. La fel, compar cu sensul ochiului, avem același sens. Prin urmare și pe I3 îl vom lua cu plus să vedem prin ce rezistor trece I3, prin R3 și R4. Deci, deschidem paranteză și îi adunăm. Continuăm cu teorema a doua lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta. Mergem pe contur și căutăm surse. Dau de prima sursă E2. Mă uit la sensul ei, față de sensul ochiului, la fel, o luăm cu plus. Continuăm, mergem pe contur și nu mai găsim nicio sursă. Punem egal. Partea dreaptă, începem cu curentul I2. Mă uit la sensul lui și compar cu sensul ochiului. Avem același sens, deci cu plus I2, care trece prin R 2 și R2. Deci, R mic 2 plus R2. Închidem paranteza. Și mai avem curentul I3 de pe această latură. Mă uit la sensul lui și compar cu al ochiului. La fel avem. Deci, tot cu plus I3. Pe lângă am stabilit că trece prin R3 plus R4. Înlocuim acum datele numerice în aceste două ecuații. În prima ecuație sunt cei trei curenți care trebuie să-i determinăm, deci sunt necunoscute, deci nu avem ce să înlocuim. Și zicem E1, E1, 48, egal cu I1, ori adunăm R11 plus R11, 1, deci ori 2, plus I3 și adunăm rezistorii prin care trece I3, 1 plus 1 deci la fel ori 2. Să înlocuim și în a doua ecuație. E2 este 8 egal cu I2 ori R2 plus R 2. 1 plus 2. 3 plus I3 ori am stabilit R3 plus R4, fac 2. Acum realizăm un sistem de trei ecuații și trei necunoscute cu toate aceste ecuații obținute din legile lui Kirchhoff. Îl avem aici deja scos pe I3, dar observăm că apare și în această ecuație și în cealaltă. Prin urmare, mai bine scoatem pe I1 sau I2, că apare decât într-o singură ecuație, să ne fie mai ușor la calcul. Îl scoatem pe I1. Și este egal cu I3 minus, îl în partea cealaltă, I2. Și ca să ajungem de la un sistem cu trei ecuații și trei necunoscute la unul cu două ecuații și două necunoscute, prima dată se aplică metoda substituției, adică înlocuim o necunoscută în celelalte ecuații. Și avem 48 egal I1. Deci I1 este I3 minus I2 și vine ori 2. Deci vine 2 I3 minus 2 I2. Și l-am înlocuit pe I1 aici plus I3 ori 2. Avem aici pe I3, îl dăm factor comun și obținem 48 egal. 2i3 cu 2i3 face 4i3. Minus 2i2. Și acum facem sistem cu cealaltă ecuație. 8 egal cu, aici este i3, să punem și termenul cu i3, 2i3 plus 3i2. Și am ajuns iată la un sistem cu două ecuații și două necunoscute, I2 și I3. De aici ca să aflăm una din cele două necunoscute, putem aplica metoda substituției sau reducerii. Eu zic că este mai ușor aici reducerii. Aici am cu minus, aici am cu plus. Nu, no, ar fi mai ușor aici vom înmulți această ecuație cu minus 2, ca să-mi dea aici minus 4 i3 să se reducă. Deci cu minus 2. Și obținem 48 egal, aceasta o copiem, 4 i3 minus 2 i2 și înmulțim ecuația de jos cu minus 2. 8 ori minus 2 ne dă minus 16 egal cu Minus 2 ori 2 ne dă minus 4i3. Minus 2 ori 3i2, minus 6i2. Tragem bară și le adunăm. 48 plus minus 16 ne dă 2. 4 minus 1, 3, 32. Egal cu 4i3 minus 4i3 se reduce, 0. Și avem minus 2i2 cu minus 6 i I2 minus 8 I2. Și îl scoatem din această ecuație pe I2. Deci primul curent care îl determinăm ne dă 32 supra minus 8. Deci minus 32 supra 8 și ne dă minus 4 amperi. Iată că acest curent I2 ne-a dat cu minus. Cum procedăm? Ne ducem pe rețea și, fără să ștergem sensul ales inițial, îi schimbăm sensul, adică îl punem să iasă din nodul A. Continuăm. Deci, am obținut până acum pe I2. Alegem o ecuație unde avem I2 cu I3, iată aceasta, și îl înlocuim pe I2. Deci, avem 8 egal cu. I2, în loc de I2 punem minus 4 ori 3 plus 2 I3. Îl pun după. Și avem 8 egal cu minus 12 plus 2 I3. Îl dăm pe 12 în partea cealaltă cu plus, vine 20 egal cu 2 I3. Deci, I3 ne dă 20 pe 2, adică 10 amperi. Și l-am obținut și pe cel de-al doilea. Acum, în prima ecuație, îl scoatem și pe I1. Copiem ecuația. I1 egal cu I3 minus I2. I3 ne-a dat 10 minus... I2 ne-a dat minus 4. Minus 4. Și ne dă 10 plus 4. Ne dă 14 amperi. Iată cum se rezolvă o rețea electrică cu cele două teoreme ale lui Kirchhoff.